Liderul PNL Suceava, Ștefan Alexandru Băișanu, respectiv președintele PSD Suceava, Cătălin Nechifor, prezenți la prima conferință comună a Uniunii Social-Liberale, au anunțat startul pregătirilor pentru campania electorală. Electoratul sucevean așteaptă din partea noastră soluții pentru viitor. Cred că așteaptă o determinare politică, un proiect politic pe care să ne le asumăm în comun și care să vină cu rezultate și cu soluții pentru cei care trăiesc în Suceava. Și vreau să vă spun că noi, cei din Partidul Social Democrat, din Partidul Național Liberal și Partidul Conservator, vom încerca să găsim cele mai bune variante ca și partidă pentru a satisface nevoile electoratului. Iar din acest moment suntem în situația în care fiecare partid individual va căuta cea mai bună variantă pentru a fi propusă ca și candidat la primăriile din județ, la comune, la orașe și la municipii, la Consiliul Județean. Iar această muncă o să o facem asumat, în comun, gândindu-ne în primul rând la ceea ce înseamnă un proiect politic precum cel legat de Uniunea Social-Liberală, care partajează valori de stânga, valori de dreapta și care vine așadar într-o satisfacere a unui întreg spectru politic în concordanță cu nevoile electoratului. Cătălin Nechifor a mai precizat că vor fi realizate sondaje de opinie la nivelul tuturor localităților, iar fiecare candidat al USL va pregăti un proiect de dezvoltare locală pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o va reprezenta. Liderul PSD a mai precizat că au fost stabilite deja și obiectivele politice. Credem, fără doar și poate, că obiectivul major al acestei Uniuni Social-Liberale la Suceava trebuie să însemne, de departe, o schimbare politică majoră. O schimbare politică care să dea o nouă configurație în Consiliul Județean, o configurație echilibrată care să reprezinte mai multe partide politice și, în acest sens, voința electoratului, pentru că ceea ce se întâmplă acum cu această majoritate simplă în Consiliul Județean blochează, de fapt, și am văzut lucrul ăsta de atâtea ori, dreptul localităților la o dezvoltare durabilă. În al doilea rând, ne propunem ca această Uniune Social-Liberală să câștige și primăria municipiului reședință de județ. Este foarte important pentru suceveni să aibă o componentă social-liberală și la primăria Sucevei, ținând cont de faptul că viitoarea guvernare va fi cel mai probabil, eu cred 100% acest lucru, va fi formată de către PSD, PNL și PC, și pe cale de consecință Suceava trebuie să aibă acces în continuare la dezvoltare, la susținere politică și la un parcurs corect. Un alt obiectiv este acela de câștigare a cât mai multor primării sucevene. Mai mult decât atât, liderul liberalilor suceveni, Ștefan Alexandru Băișanu, a declarat că va fi constituită o echipă formată din oamenii de valoare a celor două partide care vor avea în vedere creionarea unei strategii de dezvoltare a județului. Care să vină nu în fața legăturilor, nu cu atacuri la cei cu care vom concura în viitoarele alegeri, ci cu strategii foarte clare de dezvoltare și cu soluții la rezolvarea tuturor problemelor cu care astăzi județul Suceava se confruntă. În vederea aplicării tuturor acestor lucruri, evident, vom trece și la schimbarea viceprimarilor în localitățile unde USL, respectiv PSD, PNL și PC au majoritate și nu sunt puține localități în care vom câștiga viceprimarii. Totodată, așa cum a spus și colegul și partenerul meu, Cătălin Nechifor, președintele PSD, vom avea candidați și candidaturi unice la Consiliul Județean și la Primăria Municipiului Suceava, dar și în localitățile unde, în urma consultărilor dintre PSD-iștii și peneliștii de acolo, acolo unde este cazul, vom avea și în localitățile mai mici candidaturi independente. Băișanu este de părere că aplicarea principiului candidaturilor unice va aduce mai multe șanse de câștig. Pe de altă parte, liberalul a mai precizat că toți primarii care, dintr-un motiv sau altul, au plecat din PNL sunt așteptați înapoi. La momentul în care Gheorghe Flutur a câștigat alegerile, nu le-a câștigat pe forțe proprii, ci tocmai datorită faptului că a reușit prin diferite metode să atragă de partea sa o serie de primari, fie de la PNL, fie de la PSD. Această venire a primarilor, cu care am discutat, pentru că sunt foarte mulți primari nemulțumiți din PDL în momentul de față, cu care am discutat și care și-au dat acordul deja, ba chiar au semnat hârtii în vederea venirii la PNL, scot în evidență faptul că la acest moment Gheorghe Flutur
trimite bani mai mult în anumite zone ale județului, iar celelalte în care primarii nu sunt întru totul de acord cu practicile lui, sunt lăsate de zbeliști, iar populația din acele localități suferă. Considerăm că această Uniune Social-Liberală va veni și va schimba această stare de fapt, iar fondurile care vin fie de la Uniunea Europeană, fie de la Guvern, fie din alte surse, să fie împărțite în mod echitabil tuturor localităților din județul Suceava. Președintele PNL a mai ținut să adauge faptul că USL dorește o majoritate în interesul cetățenilor și nu neapărat o majoritate politică.